31 ianuarie 2024 am mai venit un pic prin stupină. De fapt, asta este rutina mea zilnică. Vin, mă uit și mai verific câte un stup. Dar astăzi vreau să vă aduc ceva la cunoștință. Adică suntem la începutul februarie de mâine și trebuie să ne uităm un pic la Varroa și să luăm astfel în calcul cum gestionez Varroa într-un an calendaristic. Și asta, acest lucru îl încep în februarie pentru a avea un control foarte bun al Varroei, a varozei. Cum fac eu acest lucru? Deci în februarie există, să spunem așa, varoa într-o colonie. Eu iau minimum și maximum. Minimum ar fi 10 bucăți per colonie, maximum ar fi 100. Acest lucru putem să-l calculăm la primul tratament pe care eu îl fac în aprilie. Bun, deci dacă avem în februarie, să zicem așa, 10 varoa, atunci dublăm în fiecare lună această cantitate de varoa. Luăm 10, 20 în martie, 40 în aprilie, 80 în mai și așa mai departe până în septembrie. Dacă luăm în calcul 100 de varoa, înseamnă că undeva în luna septembrie avem 7600 de varoa, mergând pe acest calcul. Acest lucru ne ajută în primul rând să facem o gestiune a tratamentelor corect. Și cum facem acest lucru? În momentul în care facem primul tratament, să spunem în aprilie, și ne-a căzut, cât să spunem, ne-au căzut 30 de bucăți per colonie, ne-au căzut 30 de bucăți de varoa, știm că acești 30 de bucăți sunt doar 20% din total, fiindcă avem puiet în stup și în momentul în care avem puiet, la prima aplicare a unui tratament, luăm în calcul 20%. De la 30 de bucăți, în 20% depășim 100 de bucăți și dacă ne întoarcem înapoi în februarie, înjumătățind, știm că avem care a fost cantitatea de varoa cu care am intrat în iarnă. Bun, să arunc o privire un pic la aceste colonii. Acestea sunt colonii de albine, care sunt elitele stupine, îi zic eu, acestea sunt elitele 2 în 1, ghem compact mare, nu trebuie să ridic folia, știu că ghemul este format așa frumos, mare, foarte fain. Și iată, albinele stau acolo cu minți, plus că e format foarte, foarte frumos. Îmi place cum e. Mă uit un pic la condens. Asta mă interesează. Aș putea să fac următorul lucru. Iată așa. Uite că și s-a îmbrumărit. Hei, s-a făcut brumă. Pot face următorul lucru. Să las un pic de colț așa. Ducem în spate, îi lăsăm nu mult, un pic de aer pentru a facilita ieșirea de umezeală din stup. Un pic trebuie, nu foarte mult. Așa. Lăsăm acolo o găurică și aici și asta e tot. Asta e tot. Acest material respiră, deci nu va fi o
gaură mare lăsată. Așa. Și acum, unde observ că e un pic mai mare umezeala, dar vin în următoarele zile, o să-i iau pe toți la rând, fiindcă vreau să încep să le fac ceva, dar asta în zilele următoare. Acum am vorbit despre gestionarea varoa în an calendaristic, fiindcă putem deja să ne luăm în calcul ce tratamente vom face. Eu așa mi-am luat în calcul anul acesta să fac aprilie și după aprilie, în funcție de cum cade, următoarea lună oricum trebuie să fie iunie și tot așa din două în două luni, un anumit tratament. Dar despre tratamente vorbim mai încolo. Până data viitoare, numai bine!